7 amenzi au aplicat comisarii gărzii de mediu Goj, unor firme care au făcut obiectul reclamațiilor venite din partea mai multor cetățeni. Una dintre acestea se află pe raza orașului Bumbești, Jiu, și are ca obiect de activitate exploatarea agregatelor minerale. Mai multe persoane au depus sesizări la garda de mediu cu privire la zgomotul deranjant produs de utilaje, dar și de praful degajat în timpul desfășurării activității. Aceasta nu a respectat condițiile din autorizația de mediu, în sensul că a creat disconfort concretizat în praf și zgomot zonelor vecinate, care sunt zone locuibile, motiv pentru care s-a dispus sancționarea contravențională în valoare de amendă în valoare de 60.000 de ron, urmând să începem și procedura de suspendare a autorizației de mediu. Alte două firme care exploatează masă lemnoasă au fost amendate cu câte 30.000 de lei și au fost începute procedurile pentru sistarea activității. Au fost depistate că au exploatat masă lemnoasă fără a deține autorizația de mediu. Fiecare a primit către o sancțiune de 30.000 de ron și obligatoriu am dispus și sancțiunea complementară de sistare a activității până când intră în legalitate. În perioada următoare, controlele vor fi intensificate la societățile care se ocupă cu exploatarea agregatelor minerale.